Bună ziua, domnule Petrea. Ați încheiat o lună în care echipa dumneavoastră a înscris 10 goluri, a obținut 3 victorii și a încasat doar 2. Cum ați cataloga această Bună ziua! perioadă? Vrem să profităm de formă bună pe care o traversăm și să acumulăm cât mai multe puncte. Mâine seara este un prilej pentru noi de a mai aduce încă 3 puncte în clasament și să ne apropiem din nou de lider. Întâlnim un adversar care a avut niște rezultate surprinzătoare, cu punct câștigat în deplasare la CFR, cu victorie la Botoșani. Asta înseamnă că sunt o echipă cu o defensivă bună, cu o organizare bună, periculoasă pe contraatac. Și noi trebuie să fim atenți și să încercăm să ne impunem jocul și să câștigăm meciul. În echipa dumneavoastră mai nou înscriu și fundașii, și mijlocașii, și atacanții. Să înțelegem că va fi o ofensivă totală mâine seară? De la meci la meci încercăm să ne îmbunătățim jocul. Mă bucură faptul că reușim să marcăm cu mai mulți jucători și din toate compartimentele. Vom încerca ca la fiecare meci să ne impunem stilul de joc și să forțăm adversarul să greșească. Vă îngrijorează în vreun fel faptul că Universitatea Craiova, iată, a avut o singură sincopă cu Clinceni etapa trecută, acum a câștigat pe terenul celor de la Sibiu. Pune asta presiune pe echipa dumneavoastră? Nu e neapărat vorba de presiune. Este un campionat lung. Se va juca până la final, mai e și play-off-ul, nu mă îngrijorează lucrul ăsta. Pe mine mă interesează mai mult ceea ce facem noi și rezultatele pe care le vom obține în continuare. Atât. În rest, vom vedea ce se va întâmpla și în celelalte jocuri. Denis Mann este într-o formă în care n-a fost până acum niciodată. Este golgheterul campionatului, chiar dacă au trecut doar 7 meciuri sau 8. Credeți că a ajuns la un nivel la care este cert că va pleca la un moment dat? Valoarea lui Denis Mann nu cred că poate să o pună nimeni la îndoială. Într-adevăr, traversează o perioadă foarte bună acum. Mă bucură evoluția lui și ascensiunea lui. Sper ca în cel mai curând timp, dacă se poate, să își găsească loc și în cadrul echipei naționale și, de ce nu, și să prindă un transfer în străinătate. Despre celălalt jucător care era într-o formă foarte bună înainte de accidentare, Florinel Coman, ce ne puteți spune, când îl vom vedea din nou pe teren? Da, Florinel urmează în continuare programul de recuperare, care decurge destul de bine. Am speranțe ca, odată după pauza competițională, să putem să ne bazăm din nou pe serviciile lui, să fie lângă echipă, să antreneze cu echipa și să ne ajute, că avem nevoie de el. Se poate spune că ușor, ușor a început să se creioneze o echipă standard pentru FCSB, una care să facă mari performanțe și să rămână în memoria suporterilor așa cum au fost cele din trecut? Da, avem jucători valoroși. Mă bucură faptul că și-au revenit și o parte din jucătorii accidentați. Va fi destul de greu de ales primul 11. Important e ca cei care intră în teren și cât vor intra în teren să-și facă datoria, să-și facă treaba și am convingerea că fiecare dintre ei va face acest lucru. La final, așa, sub formă de glumă, spuneam mai devreme că în echipa dumneavoastră înscriu și fundașii, și mijlocașii, și atacanții. La echipa a doua a înscris chiar și portarul, un gol cum rar se vede. Ce părere aveți despre reușita lui Udrea? Da, am văzut și eu această execuție frumoasă. L-am felicitat. Poate mai reușește astfel de execuții, cine știe. Îi doresc în continuare mult succes. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. George, urmează un meci cu Chindia, echipa împotriva căreia tu ai debutat în tricoul FCSB, ai și înscris atunci. Da. Bună ziua, în primul rând. Păcat că atunci nu s-a terminat așa bine, ne-au egalat în ultimul minut. Ne așteaptă un meci, cred eu, dificil. Jucăm cu o echipă care se apără foarte bine, au un antrenor foarte bun. Cu siguranță cu noi o să stea, cred eu, foarte defensiv, dar noi suntem o echipă aflată într-o formă foarte bună și sper să continuăm la fel.
Apropo de formă foarte bună, colegul tău din defensivă, Iulian Cristea, s-a abonat la goluri. E cazul să vedem și la tine o repetare a golului cu Chindia din februarie? În primul rând, mă gândesc ca echipa să nu primească gol. Ăsta e principalul obiectiv al meu. Dacă reușesc să marchez, este binevenit. Dar, cum am zis, sper să nu primim gol cât mai multe meciuri. După ce ai venit la FCSB, ai avut o perioadă bună, după aceea o perioadă de cădere. Ușor, ușor ți-ai revenit și acum lași impresia că ești unul dintre cei mai siguri fundași din România. Cărui fapt îi se datorează acest lucru? La ce ai lucrat sau ce s-a întâmplat pentru tine în perioada asta? Probabil a durat puțin și perioada de acomodare. Bineînțeles, nici când eram într-o formă așa bună, nici echipa nu mergea așa bine. Acum s-au reglat lucrurile, echipa merge foarte bine, toți jucătorii cred că sunt într-o formă foarte bună și sper să continuăm la fel, să avem o evoluție bună și să terminăm anul acesta acolo sus. Cărui fapt îi se datorează? Pregătirii fizice, întregului staff de antrenori, grupului mult mai unit sau ce s-a schimbat pentru echipă? Avem un grup foarte bun, antrenorii cred că și-au pus amprenta, o pregătire foarte bună, mai ales în pauzele competiționale ne pregătim foarte bine, se vede lucrul ăsta. Eu din punct de vedere fizic mă simt foarte bine și grupul este un grup unit, sunt aceiași jucători care au fost și acum câțiva ani, unul, doi care au mai venit și cred că suntem o echipă omogenă și încep să apară rezultatele. Cum vezi adversarele FCSB în lupta pentru obiectivul principal? Clar că o să ne luptăm, cred eu, pentru locul 1 cu CFR Cluj și Universitatea Craiova, părerea mea. Crezi că pentru CFR Cluj va fi complicat faptul că joacă aproape săptămânal, adică o să joace în cupele europene și se simte lucrul acesta? CFR Cluj, o echipă puternică, au un lot numeros. Acum am văzut că au început să apară și la ei accidentările. Și anii trecuți la fel au fost în Europa și s-au descurcat. Sper că anul acesta să reușim noi să obținem primul loc. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și eu, la revedere.